Neața, neața, neața. Am avut o zi lungă. După cum vedeți, sunt aceleași haine ca mai devreme, dar nu-i bai. Am muncit. Ce să facem? Ziua lungă. Credeți că se fac bani așa, ușor? Nu, se fac. Ok, mie-mi plac de tehnicile. Coaching-urile. Marele coaching. Te umflă râsul. Am uitat să spun ceva foarte important pentru ziua de ieri. Și că toată lumea sărbătorește Ziua Internațională a Femeii, Ziua Mamei. Nu știu câți din voi știți că 8 martie este ziua rebeliunii împotriva sclaviei în bucătărie, a rebeliunii clasei muncitorești, începută în 1932, în fosta Uniune Sovietică. Au existat postere. Am să las undeva un link aici, în limba engleză, din păcate, o explicație a acestui fenomen, să spunem așa. Da, foarte multe femei erau sclave în bucătărie. Chiar dacă făceau copii și duceau familia slavonă, slavică, mai departe, ele erau servitoare în casă. Dacă voi credeați că o femeie sărac, care ar fi făcut copii, ar fi avut un alt statut în cadrul unei familii nobiliare din acele timpuri, vă înșelați amarnic. Era privată de foarte multe. De cele mai multe ori, locuia în bucătărie. Și avea dreptul de a fi numită mamă biologică a celor copii. Biserica Ortodoxă de rit nou a rămas cu aceste clișee din trecut în societatea noastră de astăzi? Așa cum o să întâlnim acei dating coach de pe site-urile influencer masculini autoproclamați coaching. Sau, mai bine zis, cum să futem cât mai multe, cum să articulăm cât mai multe gagici, vagine, fără să avem nici cea mai mică responsabilitate, implicare și ce mai vreți. Acești autoproclamați dating coach, de fapt, sunt niște narcisiști. Nu contează cu câte femei s-ar culca. Ei nu simt nimic. E aceea. Este același clișeu pe care societatea modernă l-a mutat din bucătărie în pat. Undeva prin Europa, din câte știu eu, am niște membri foarte inteligenți, ancorați în prezentul lor din comunitate,
În unele biserici din Spania e horror. Preoții? Le permit bărbaților să le dea liber la femeile lor pentru ca să fie odihnită, să-și facă. Să se achite de responsabilitatea sexuală pentru ca bărbatul să nu simtă nevoia să stea pe site-urile porn. Și pentru ca familia să fie din ce în ce mai numeroasă, grijile și nevoile și societatea de astăzi, comunitatea, să îngreuneze cu foarte multe datorii, astfel încât acești oameni și viitori maturi, acești copii viitori maturi, să aibă drept la vot, iar votul să fie dictat de către biserică. Tot acolo se face și educație sexuală. Preoții nu mai fac educație. Ne-au luat și jobul ăsta, bă! Atât de foamele este! Job! Ne-a luat și job. Okay. Femeia mai trebuie să stea în bucătărie. Acum, ar trebui să stea în pat. Să-ți fac treaba în pat, dragă mea! Când să ieșim în stradă împotriva sclaviei sexuale, să fie grav. Încerc să mă râd. Și nu vreau să știu posterele. De așa natură. Deja mă văd în 2025, dacă mai rezistăm 5 ani, cu disperații care i-avem. Chiar un pus nu mă aduc. Trebuie să înțelegeți că singurul loc unde eu pot bea vodka în liniște sunt în barurile gay, fraților, și în barurile queer. Eu nu mai pot să mă duc să beau vodka într-un bar de cartier. Eu nu mai pot să mă duc să beau vodka în oricare alt bar. Bă, până și într-o ceainărie, bă, ceai banal, trezește vreunul care să mă agațe. D-ăsta care e coaching alfa. Bă, nu știu, le miroase. E după miros. Femeia asta? Băi, nebun. Băi, ești nebun. N-ar trebui să fie un... Și uite, așa am ajuns noi într-un clișeu din bucătărie în pat. Adică știi cum? Ce să făceam? Diferența este cam de 80 de ani. Asta e. Ce să facem? 80 și? Unde n-o să vă vină să credeți? Dar feminitatea constă în supunerea oarbă într-un joc al unei false seducții pentru a te atrage pe tine, femeie, doar în interesul lor plăcerea trupească. Bă, au pus-o și de cărți. Bă, seducția. Ți-a văzut vreodată că există coaching pentru seduxă, sexduxă și abandonat. Bă, ăștia predau cum să dezvirgineze femeile. Și se consideră alfa. Bă, voi vă imaginați că e mai rău decât ne putem imagina. Au ajuns să-și facă omletă singuri, să-și facă curat prin casă, să-și dacă își fac. Că unii dintre ei trăiesc foarte confortabil, plin de praf prin casă și de mototoale și de ce vrei tu, pentru că ele se asociază cu femei care sunt leneșe și care tot după sex caută, știi? Coaching, sex și bani, atât. Ei au o reputație de aparat. Da? O să vă mai las încă un link către un alt YouTuber, pe care eu îl urmăresc și care mie îmi place,
a scos o chestie foarte faină despre acești dating coach. Ei sunt un guru al date-ului, de-aia lumea nu înțelege, ceilalți nu înțeleg. De ce noi ne-am făcut oamenii serioși, femeile serioase, bărbații serioși? Am început să fim atrași de Tinder, de alte site-uri de date, pentru că noi putem să facem profile. Noi citim profile ale oamenilor, îi întrebăm și nu ne mergem la date dacă oamenii nu răspund cum trebuie la întrebări. Pentru că noi ne dăm seama că e aportat sex. Ce dracu să căutăm noi când noi vrem relații, bre, noi vrem oameni. Noi vrem un partener în viața de zi cu zi. La ce dracu mi-o trebuie mie relații de sex? A trebuit să ne facem Tinder. Ăștia care ne judecați pe noi, de ce ne facem Tinder? Ar trebui să vă gândiți că mersul la restaurant, în cluburi, nu mai este un mod civilizat. Recomandările nu mai sunt un mod civilizat prin care noi putem să avem încredere. Nici aceste locuri de date nu sunt. Că nu-ți garantează. Dar sunt foarte multe profile fake. Și o profil fake. Da, încep să le înveți, știi? De-aia noi o să expunem. Putem câteva femei care avem tupeul fantastic de a expune realitatea lui 2020. Fără să ne plângem. Fără să avem criză de nervi. Da? Că na, să trăim. Și o să trebuia să facem o mișcare din asta rahitică. O rebeliune a femeilor împotriva sclaviei în pat. Se pare ciudat că vă zice cineva care este sadică, are niște fetișuri, știți? Aparține comunității queer. Atâta timp cât femeia nu simte plăcerea, atâta timp cât partenerul meu, pe care eu îl consider sclav, nu îmi oferă controlul, eu nu am voie să-l seduc. N-am nevoie să-i fac. N-am voie să-i fac taming, adică dresaj. Asta fac femeile slabe. Femeie puternică în astea. Să le duc pe prost. Nu, next! Și noi nu facem sex acolo, nu facem sex, penetrare. Nu e cuva, trebuie să zâmbim și trebuie să fii feminin, eventual trebuie să fii masculin. Cum fac ăștia în coaching ăsta? Guru de dating, ți-e rău, tătică, ți-e rău de rău. E rău de rău, mă, am ajuns rău de tot. Bă, copii, uitați-vă la firmele, la site-urile porno, vă rog eu. Sunteți mai safe să vă uitați, este mai safe. O labă cinstită, da? Decât să vă jucați cu sentimentele unei femei, crezând că ești alfa dacă o dezvirginezi. Bă, voi nu știți că deschideți cutia Pandorei când faceți asta. Voi nu știți ce înseamnă. Guru ăștia. Bă, când femeile astea ori să se adune toate. Bă, ăștia nu să găsească un buncăr unde să se ascundă. Că voi nu știți că dacă noi vulpele astea bătrâne ne asucem cu astea tinere. E jihadul. Jihadul e pui mic. Legeți voi? Bă, jihadul e pui mic. Rămâne la fără piele. Merge pe drum și nu știe ce este. Da? Deci, acești guru. Au o reputație de salvat. Ei n-au viață personală. Da. Acești auto-intitulați, proclamați bărbați alfa.
au nevoie de a fi edificați din punct de vedere sexual? De a li se oferi o plăcere trupească? Brusc și dintr-o dată? Femeile care fac treabă în bucătărie și au devenit realități? Când vine un bărbat de genul ăsta, te întrebi, bă, tu-ți dai seama? Fericire, ne întoarcem la 1932. Pentru că e cam tristă, e o ablă rău treaba. Dacă în 1932 femeia avea dreptul, așa sclavă cum era, cum o să citiți voi în link-ul de dedesubt, din descriere, așa slabă, așa anihilat, încătușat, ea era protejată, cumva, în societatea noastră de astăzi. Un astfel de gurută mai și înjură că devenit masculină. Că nu-i supla. Ați înțeles? Bă? Bă, vreau să te informez ceva foarte important. Bărbații sunt cel mai bine pula. Penisul. N-ai văzut tu, bă? Desperatule guru. Sexual. Cât de mișto suge un bărbat. N-ai cum să știi cum te satisface o femeie un tomboy, de exemplu, pe o lesbiană. Next level. Tu ești în... disperat. Bun, irresponsabil. Tu nu simți nimic. N-ai aflat vreodată în viața ta cum arată un orgasm? Ce ai zis tu dacă te uiți la mai multe? Ți se umflă pipota, care e popos de orgoliu. Că n-ai orgasm. Deci el va fi edificat doar din punct de vedere sexual. Și va vinde la alți proști care vor fi gunguru pentru ei. Pentru ei, femeia este doar un trup. Înțelegeți? Un obiect de decor. Ea nu are dreptul să-și exprime alte nevoi decât sexuale în anumite feluri pe care și le explică el. Iar dacă din greșeală are alte nevoi pe care simte necesitatea de a-și le expune în mod auditiv, acele sunete sunt de fundal în față unii la alții, cum să fie. Și brusc, dacă acele femei se vor aștepta la o relație, fie bazată pe o atracție sexuală, este ok, este o grămadă de oameni care au copii, familie și e singura atracție sexuală care din când în când, știți cum e, renaște. Că pasărea Phoenix. Femeia respectivă are grijă, dar abudeanu. Da? S-a zis că nu are nevoie de bărbați ca să se simte bine. Voi nu v-ați prins, nu? Nu are nevoie de heterosexuale. Ce să fac cu ei? Și nici de polisexual. Ce să fac cu ei? Și nici de poligam, că are ce să facă cu ei. V-ați culit poligam, ce să facă de el. Dar a putea cu poligamii. Și eu m-am pus de mor, că vă nu știți. Varză. Cum vă spune ea, pireu. Pilaf. Varză. Deci, cum am zis, se întâmplă de multe ori ca o relație din asta sexuală bazată pe atracție sexuală. Chiar dacă este one way or two way. Da? Din păcate, acești guru care au, Doamne, sunt niște oi care au un lup, o altă oaie, drept lup sau drept cioban,
Așa, și se numește Dating Coach. Unii, și o să vă uitați în respectivul clip pe care l-aveți voi acolo, în partea de jos, unde tantea, fata asta, e o blondă mișto, tată rău, și o să vă povestească cum arată să-l adă consiliul a coaching-ului, unde vin bărbați. Cu dracu, dacă sunt niște bărbați, e un jeg, dă jeg, dă jeg. Te aștepți, bă, de la aia care se fut toată ziua și cât toată viața lor se reduce la câți bani au în buzunar, săracii poate au și datorii, este la coaching-ul ăla și fac împrumul bancar. Păi e trist! Păi e atât de trist! S-a plăcat să te la râs. Și e păcat de-a băut. Ok. Cum să faci? Cum să faci, mă, împrumut? La ce are? Vă trebuie să dați un search ca voi să înțelegeți. Vă trebuie să vă uitați în comentariile a unui asemenea bărbat de pe paginile acelor dating coach, înțelegeți, care apun și cărți ca să înțelegeți ce vă zic eu. Eu nu pot să vă arăt că vreau să-i fac publicitate, înțelegeți, e viața de pătăr. Bă, dar este orul. Deci dacă voi femeile vreți să vă distrați, dați search alfa, bărbatul alfa. Știți cum cade așa? De ce nu mai pot? Bă, nici mă aveam puțin. Am la toaletă de nu știu de câte ori. Bă, a fost un extraordinar. N-a mai trebuit să mai iau medicamente. N-a mai trebuit să mai iau urinal, știți? N-a mai trebuit să mai iau urinal. Ca la caz că aveți probleme cu urinatul, incontinență urinară. Sau aveți probleme să ieșita. Vă duceți pe canalul ăsta, știți? Și vă uitați la canal direct pe budă, știți? Ok, next. Ok. Deci, bun bărbat, cu adevărat alfa, da, el este responsabil. Își asumă responsabilități, da? Într-adevăr, singurul lucru pe care îl are este violența, da? Este atitudinea răzbătăioasă, știți? Aia e foarte greu să o mimez. Ei vor doar plăcerea din tot jocul ăsta. Și beneficiile unei atracții sexuale și în același timp, știți pe aia după site-urile alea de cooking, știi? Și după site-urile alea unde e guru ăla, știi, de vine și povestește de le-a fost creat forumuri, știți? Cu femeile care au copii, știi? Și cu femeile alea, uite cum mai au bărbați, știți? Așa, e exact așa, știi? Așa sunt și astea. Ăștia au doar interesul lor. Dacă, Doamne ferește, una rămână sărcinată, e să sărăci. Vreau să văd, știți? De-aia urmăresc. Vreau să urmăresc dramele, știți? Asta e. Societatea nu ar trebui să aibă ceva anume cu nicio sexualitate. Eu nu vă recomand lucrul ăsta. Nu vreau să facem hate pe cei care sunt poligami. Cei care la dimineață, la prânz și seara se fut, pardon, au un intercurs sexual prin penetrare atât timp cât este asumat. Că relația respectivă este asumată și este nu este mințită. Deci, de ce fac eu mișto acum este că acești tipi guru proclamează de fapt o artă nu a seducției, ci a manipulării prin minciună, da?
și omiterea adevărului, omiterea anumitor cuvinte și anumitor fapte, anumitor lucruri care se vor petrece în viitor, prin acest, așa consideră ei, că este o formă de așa ceva. Ok, deci cam atât pentru astăzi legat de așa, de așa ceva. Eu sper să citiți despre această rebeliune. Uite că deja am vorbit 25 de minute. Cool, perfect. Am început să fac o schiță frumoasă despre dominare și obediență. Ca să se înțeleagă diferența între a manipula, adresa, a domina, a prelua controlul, ce înseamnă toate aceste diferențe și de ce și care este rolul unui jucător. Că există rolul de jucător. Kinky player. Bun. După care, după ce o să terminam toate astea, o să vă vorbesc și despre bombardierii, care e cu ceuțul de mușețel. Trebuie să vorbim de bombardierii cu ceuțul de mușețel care se duc în vacanță. E partea a cincea. Încă o mai gândesc, știți. Are deja vreo două pagini. Uite. Oi de viața mea. După care o să vorbim despre faptul că penisul e penis. Și ceea ce numesc eu pulei altceva. După care o să vorbim despre predicator, bombardierul predicator, și o să vă explic conotațiile sexuale, adevăratul sens al cuvântului curvă, ca să nu-l mai folosiți greșit. Și în mod peiorativ. Aiurea. Mai am ceva? O, da. Și următoarea o să fie despre empatie. Mă, băieți, astăzi e 9 martie. Eu vă doresc 40 de pahare, sfinții mucenici. Vă mulțumim că existați, cei care sunteți în stare să vă spălați cămășile singuri, să aveți un job decent. Nu coaching. Nu coaching. Noi nu vrem să știm de coaching familiar și coaching de dating. Nu ne interesează de coaching-ul pentru familia tradițională și nici voi nu existați. Coaching-ul pentru familia tradițională sunt spălății pe creier și dating coach-urile, da, ok, sunt cei care sunt sclaveții sexuali, care n-au nimic de a face cu BDSM, mistress slave, stăpână sclav. Că n-ai cum. Ești obosit. Înțelegeți voi? N-ai. Știi ce se întâmplă? Este că ei sărăciile astea mici nu știu că ei sunt sclavii. Și că au nevoie de stăpâne provocatoare. Adică caută feminitatea asta și folosința asta sexuală. E, nu știu că aparțin BDSM-ul, știți? Stăpâne sexuale? Nu există. Din păcate, dar foarte multe femei care au intrat în BDSM, care arată foarte bine, s-au transformat
Nici nu mai sunt alea care erau când am intrat în această comunitate. Au ajuns un fel de servitoare sexuală asupra oleia care pretinde că este un sclav, dar care marșează cu banii. Diferența este că ăștia care sunt coaching, dating coaching, ăștia sunt cam săraci. Păi ăștia au făcut coaching-ul ăsta, știi, și cu... pentru sărăciile țării, știi. Ăia măcar femeia aia după ce pleacă, știi, după ce pretinde că ea este mare dominător de creier. Sunt plăcere. Te duci până la Viena. Sau până în Nemția, știți. Ați neștit că știu că se numește Germania asta, scala. Nemția. Și are o clătă de cașcaval. Nu, că nu e rău să ai cașcaval. Dacă voi nu sunt geloasă. Cașcaval, știți? Aia e femeie deșteaptă. Stăpâna provocatoare, femeia deșteaptă. Nenă coaching-ul ia banii de la prost. Ăla care crede că poate să fie, știți? Păi e frumos, mă. Și găsește așa una, două, trei care se disparate. N-au învățat încă șmecheria cu seducția. Îl crede pe prost și înghite gălușca. Și cam asta e. Bă, băieți, nu uitați, o masturbare onestă e de preferabil o locul unui sex slab. Hai să o facem. Patetic. Să numărăm câte. Un, doi. Bă, vă știți ce înseamnă o masturbare? Onestă. Bă, tu ești expert în tine. Ai, ce nevoie ai tu de una? Zici, crezi că te împacă? Filmele porno sunt făcute pentru a vinde o imagine. Pentru a te lăsa blocat acolo, știți? Și mulți, mulți dintre voi sunteți atât de confuzi încât confuzați site-urile porno cu site-urile de video chat. Voi n-ați înțeles că pe site-urile de video chat există latura umană. În spatele la e o femeie care ar putea comunica cu site-urile porn e deja gata. Fantezia, aia e treaba și urmărește aia și gata. Pa. Ok. Cam asta pe ziua de astăzi. Sper să nu trebuiască să beți 40 de pahare. Și mai sper, așa, prin visele mele, că nu o să fie nevoie să facem o rebeliune. Și că sunt suficiente femeile care o să facem YouTube. Și voi o să învățați ceva, o să încetați să vă mai dați banii greu munciți. Și să mai faceți împrumuturi ca să vă zică un bărbat slab. Cum să mințiți o femeie? Cum să aburiți o femeie?